Bun, deci s-a reținut. Ieri a fost ziua lui Victor Ponta. E, da, știți că și astăzi am avut un sărbătorit celebru? Doamnelor și domnilor, Crin Antonescu. Ce potrivire, vă dați seama, ăștia chiar au fost destinați să formeze USL-ul. La mulți ani, Crina Antonescu. Î, și cine-i născut în septembrie? Hai sus, hai sus. Hai, hai, sus, salo, domnul Antonescu. Am zis sus, domne, stai în două și matale, sus. Crina Antonescu, fost președinte al Senatului, fost președinte ad interim al României, fost copreședinte al USL și un excelent vorbitor de limba gimnastică. Păcat că s-a retras în plină tinerețe, n-are decât 57 de bețe. De fapt, nu că s-a retras, a dispărut pur și simplu, da. Ultima mențiune documentară privind existența lui Crin Antonescu se află pe site-ul Senatului. Încă apare acolo, cel puțin cu numele, că în rest... Cu prezența, sărbătoritul de astăzi este zero barat. Zero! Am verificat în arhivă și rezultatul este mereu același. Absent, absent, absent. Doar prin septembrie 2014, deci acum 2 ani, am găsit câteva prezențe la Crin Antonescu. În schimb, declarațiile de avere arată că îi facem cinste lunar cu o indemnizație absolut nemeritată. O rușine pur și simplu. Dar gata, astăzi îl iertăm că e ziua lui, nu? Decât să ne indignăm, mai bine un cântec de leagă însă cântăm. Vă dați seama că dacă mai ținea USL-ul, Antonescu putea ajunge președinte plin în locul lui Claus Iohannis? Doamne! Doamne, ce cuplu ar fi făcut cu Dam Mihalache la Cotroceni! Ce petreceri în pijamale trăgeau ăștia doi pe acolo! Deci nu, că Iohannis este o adevărată zvârlugă pe lângă Antonescu ăsta. Iar Jim viu președintele, nu Alda.